regăsit! Suntem din nou la Lumea nu este cum crezi. Am auzit de foarte multe ori și mai aud din când în când la buletinele meteo, la prognozele meteo, temperatura la umbră, expresia temperatura la umbră. Așa cum am hotărât să fac acest clip ca să încerc să-i conving pe cei care folosesc această expresie, că precizarea la umbră nu are niciun sens, nu are niciun rost. Și aceasta pentru că numai dacă este măsurată la umbră, temperatura are un sens, are o semnificație meteorologică, ne spune ceva despre starea vremii. Dar ca să pot explica de ce, trebuie să spun câteva lucruri despre termometre și despre măsurarea temperaturii. Mai trebuie să fac o precizare și anume că de câte ori mă voi referi la termometre în acest material, mă voi referi la termometrul clasic, termometrul cu lichid, cel care are un rezervor și un tub, așa cum vedeți și în fotografie. Deci voi vorbi doar despre aceste termometre, nu mă voi referi la aparatele care măsoară radiația care vine de la un corp și calculează pe baza radiației respective temperatura corpului respectiv. Și de ce fac acest lucru, de ce mă refer doar la aceste termometre, veți înțelege pe parcurs. Ca să poată măsura temperatura, un termometru trebuie să aibă un corp termometric. Un corp este termometric dacă are o proprietate termometrică, o proprietate măsurabilă, deci de fapt o mărime fizică. Iar o proprietate este termometrică dacă se modifică odată cu temperatura. În termometrele despre care vom vorbi azi, corpul termometric este lichidul din rezervorul termometrului și din tubul termometrului, iar proprietatea lui termometrică este volumul. Volumul unui lichid se modifică odată cu temperatura. Când lichidul se încălzește, volumul crește, spunem că se dilată, lichidul se dilată, iar când temperatura scade, atunci volumul se micșorează, spunem că lichidul se contractă. De fapt, volumul unui lichid variază cu temperatura după formula pe care o vedeți acum, în care V0 este volumul lichidului la 0 grade Celsius, gamma este coeficientul de dilatare, așa se numește, coeficientul de dilatare al lichidului respectiv, iar T mic este temperatura. Se poate arăta cu un pic de aritmetică că în scara pe care o folosim, în scara Celsius, de fapt, temperatura din formula pe care ați văzut-o mai înainte era temperatura exprimată în scara Celsius, trebuie să fac această precizare. Deci, în această scară, lungimea coloanei de lichid din tubul termometrului este proporțională cu temperatura. Aceasta înseamnă că putem atașa acestei coloane de lichid, tubului de sticlă, de fapt, în care se găsește lichidul, o scală pe care putem să realizăm niște diviziuni care reprezintă, de fapt, unitatea de măsură pe care o folosim pentru măsurarea temperaturii. Adică, în cazul nostru, gradul Celsius. Scara Celsius este scara practică de temperatură pe care o folosim în Europa și nu numai în Europa. Ea este o scară foarte ușor de înțeles și foarte ușor de etalonat un termometru în scara Celsius, pentru că se definește prin două temperaturi pe care le putem obține foarte simplu. Nu avem nevoie de un laborator sofisticat. Și anume se definește prin temperaturile de 0 grade Celsius, care înseamnă temperatura la care îngheață apa la presiune atmosferică normală, sau temperatura la care se topește gheața la presiune atmosferică normală, e aceeași temperatură,
și temperatura de 100 grade Celsius, care este temperatura la care fierbe apa la presiune atmosferică normală. Deci, dacă vreau să aflu cât este temperatura de 100 de grade Celsius, nu trebuie decât să pun apă la fiert. Să vedem. Deoarece nu am un termometru cu lichid care să reziste la temperatura de 100 de grade Celsius, am folosit un termometru cu senzor care acum arată temperatura camerei și pe care îl introduc cu senzorul în apa care fierbe. Se vede cum temperatura crește rapid. Și se apropie de 100 de grade. Și a ajuns la 100 de grade. Cum putem obține temperatura de 0 grade Celsius? Tot simplu. Și anume, turnăm un pic de apă peste gheață. Ce se întâmplă atunci? Ce se întâmplă în acest caz? Apa se răcește, pentru că e în contact cu gheața. Dar până la ce temperatură se poate răci apa? Până la 0 grade Celsius, pentru că la această temperatură începe să înghețe. Gheața, în schimb, se încălzește, fiind în contact cu apa pe care am turnat-o. Dar până la ce temperatură se poate încălzi gheața? Până la 0 grade Celsius, pentru că la această temperatură începe să se topească. Ceea ce înseamnă că obținem un amestec de apă și gheață la echilibru termic, adică avem aceeași temperatură și pentru apă și pentru gheață, dar singura temperatură la care pot avea apă și în stare lichidă și în stare solidă este temperatura de 0 grade Celsius, ceea ce înseamnă că acest amestec trebuie să aibă temperatura de 0 grade Celsius. Să vedem! În acest vas am gheață din congelator, pe care o amestec ca să se uniformizeze temperatura mai repede și torn un pic de apă. Amestec din nou. O parte din gheață se topește, dar important este să rămână destulă gheață. Și acum punem din nou termometrul digital cu senzor, ca să vedem temperatura și bineînțeles că temperatura începe să scadă. Se apropie de 0 grade. Trebuie să mai amestec puțin ca să se omogenizeze temperatura. Și
am ajuns la 0 grade Celsius. Amestecul de gheață cu apă are temperatura de 0 grade Celsius. Acum știm destule despre termometre ca să putem discuta despre măsurarea temperaturii. Termometrele funcționează prin contact termic. Ați văzut că pentru a măsura temperatura apei care fierbe, a trebuit să introduc senzorul termometrului în apă. Ca să măsor temperatura amestecului de apă cu gheață, a trebuit să introduc senzorul în acest amestec și de fiecare dată a trebuit să aștept un timp până când termometrul mi-a arătat temperatura corpului cu care era în contact. De ce? Pentru că, și vă rog atenție la ce spun acum, pentru că ceea ce spun acum este cheia întregului clip de astăzi. Un termometru arată temperatura lui, temperatura proprie. Niciun termometru nu arată temperatura altui corp. Un termometru arată temperatura proprie. Și atunci, dacă vreau să măsor temperatura unui corp, trebuie să pun termometrul în contact cu corpul respectiv și să aștept până când se ajunge la echilibru termic. Echilibru termic înseamnă că cele două corpuri au aceeași temperatură. Și atunci, termometrul și acum îmi va arăta temperatura lui. Dar pentru că temperatura lui este egală cu temperatura corpului cu care este în contact, pentru că s-a ajuns la echilibru, am așteptat până s-a ajuns la echilibru, temperatura pe care o afișează termometrul este și temperatura corpului a cărui temperatură vreau să o cunosc. Și acum spun că am măsurat temperatura corpului respectiv. După această lungă introducere, putem trece în sfârșit la problema despre care mi-am propus să vorbesc, și anume, de ce nu are rost să facem precizarea temperatura la umbră? Când se vorbește la buletinul meteo despre temperatură, despre cui temperatură este vorba? V-ați gândit? Ați găsit răspunsul la întrebare? Este vorba despre temperatura aerului. Și cum putem să măsurăm această temperatură? Păi am văzut că trebuie să punem un termometru în contact cu aerul, ceea ce nu e dificil, și să așteptăm să ajungă la echilibru termic cu aerul. Am făcut acest lucru cu mai multe termometre, le-am pus la umbră, departe de razele soarelui și pe o suprafață izolatoare din lemn și să vedem ce s-a întâmplat. Am observat termometrele puse la umbră, departe de razele soarelui, lăsate să ajungă în echilibru termic cu aerul, au arătat toate aceeași temperatură, temperatura aerului.
Sigur că n-au arătat exact aceeași temperatură, pentru că nu sunt termometre de laborator, nu știu cât de precise, sunt termometre de uz casnic. Dar au arătat toate cam aceeași temperatură. Și putem spune că această temperatură este temperatura aerului acum aici. Dar oare putem face același lucru dacă punem termometrele la soare? Am pus aceleași termometre, imediat după ce am făcut filmarea pe care ați văzut-o mai înainte, la soare. Am așteptat jumătate de oră și să vedem ce arată termometrele. De data asta, ce am observat? În primul rând că toate termometrele arată o temperatură mult mai mare decât temperatura aerului. Temperatura aerului era cea pe care au măsurat-o atunci când au fost puse la umbră. Și știm de ce. Pentru că termometrele arată fiecare temperatura proprie. Și ele se încălzesc din cauza radiației solare și au temperatura mult mai mare decât temperatura aerului din jurul lor. A doua observație este că există diferențe foarte mari între temperaturile pe care le arată termometrele. Dar și acest lucru este acum ușor de înțeles. Fiecare termometru arată temperatura lui și termometrele se încălzesc diferit, unele mai mult, altele mai puțin. Cât de tare se încălzește un corp pus la soare depinde de o grămadă de lucruri. Depinde de materialul din care este confecționat, de culoarea lui, de dimensiunea lui și de alte lucruri. Ați observat probabil că termometrul care era mai închis la culoare, care avea o ramă mai închisă la culoare, arăta o temperatură mult mai mare decât celelalte, pentru că s-a încălzit mai mult decât celelalte. Deci, nu putem să măsurăm temperatura aerului în acest fel. Termometrul pus la soare arată o temperatură care nu are nicio semnificație, pentru că eu nu doresc să știu ce temperatură are termometrul de la Constanța. Eu vreau să știu ce temperatură are aerul din Constanța. Dar, veți spune, putem măsura și altfel temperatura la soare. Și anume, punem termometrul la soare, dar îl protejăm de radiația solară.
de pildă îi punem o umbreluță și atunci termometrul se găsește la soare, dar nu bat direct razele soarelui pe el și nu îl încălzesc. Ei bine, nici în acest caz temperatura arătată de termometru nu are o semnificație clară, pentru că temperatura aerului atunci când suntem la soare depinde de o grămadă de factori din nou. De pildă, depinde de ce se găsește jos. Dacă e asfalt, temperatura e una, dacă e gazon, temperatura e alta, dacă e apă, temperatura e alta, pentru că aerul se încălzește de la sol. Și atunci, în funcție de ce se găsește pe sol, vom avea o temperatură mai ridicată sau mai scăzută deasupra solului. Un alt factor de care depinde în acest caz temperatura este înălțimea la care ne găsim față de sol. De pildă, dacă jos e asfalt și măsurăm temperatura așa cu umbreluță, cum am vorbit, dar aproape de asfalt, vom măsura o temperatură mai mare, iar dacă măsurăm temperatura mai sus, vom avea o temperatură mai mică și așa mai departe. Și mai sunt încă și alți factori care influențează temperatura arătată de termometru în acest caz. De pildă, noi am protejat termometrul de radiația care vine direct de la soare. Dar există în jur o grămadă de corpuri care reflectă această radiație. Și această radiație reflectată ajunge pe termometru și produce și ea o încălzire a termometrului. Deci termometrul oricum va arăta și în acest caz o temperatură mai mare decât temperatura aerului. Deci nici dacă măsurăm în acest mod temperatura la soare, nu obținem informații relevante care să ne spună ceva clar despre temperatura aerului. Tot ce am arătat până aici ne arată că singurul mod corect de a măsura temperatura aerului este să punem termometrul la umbră, dacă se poate chiar la întuneric, departe de alte corpuri, mai ales de corpurile care s-au încălzit la soare, pentru că acestea radiază în infraroșu și încălzesc termometrul. De asemenea, mai trebuie să asigurăm și o circulație foarte bună a aerului în zona în care se găsește termometrul, pentru că altfel se poate produce o încălzire locală sau o răcire locală și, din nou, termometrul nu va arăta temperatura în mod corect. În acest fel se fac înregistrările temperaturilor, măsurarea, așa se face măsurarea temperaturii în stațiile meteorologice care arată așa cum vedeți aici. Vă rog să observați că întâi există un acoperiș dublu pentru ca să se asigure o izolație foarte bună față de radiația solară, apoi că pereții au deschizături pentru a se asigura o foarte bună circulație a aerului. De asemenea, stația trebuie să se găsească la înălțime deasupra solului, pentru ca temperatura aerului din jurul ei și din interiorul ei să nu fie influențată de temperatura solului, de temperatura a ceea ce se găsește pe sol. Cel mai bine este ca stația meteorologică să fie deasupra unei porțiuni pe care avem iarbă sau vegetație în general. Să fie departe de platforme de asfalt, de beton sau alte materiale care se încălzesc puternic la soare. Numai în acest fel se poate face o măsurare corectă a temperaturii. În concluzie, măsurarea temperaturii la soare nu are nicio semnificație, nu ne dă nicio informație clară. Singurul mod în care putem afla temperatura aerului este să facem această măsurare la umbră și cu precauțiile despre care am vorbit până aici. Și asta înseamnă că precizarea la umbră atunci când vorbim despre măsurarea temperaturii nu are niciun sens, pentru că numai la umbră se poate măsura corect temperatura aerului. Nu uitați, fiecare termometru arată temperatura lui. Iar dacă ați crezut că temperatura la soare
ne furnizează o informație relevantă, folositoare, atunci lumea nu este cum credeți. La revedere!